Punct final al fazei întâi a campionatului național de volei juniori în competiția masculină. În ultima etapă, CSS Dinicu Golescu Câmpul Lung, plan apropiat, a primit vizita formației Dinamo București. Nu a fost loc de nicio surpriză, astfel că dinamoviștii s-au impus categoric 3-0. Chiar și așa, elevii antrenorului Viorel Caramele au încheiat prima parte a sezonului pe locul 4 în grupa B și s-au calificat pentru turneul semifinal.